Let's get ready to rumble! Salutare prieteni și bun venit pentru încă un whisky review. Sunt Dan, iar canalul acesta de YouTube este dedicat whisky-ului pe care îl analizez trecând prin prezentare vizuală, miros, gust final, după care îi dau o notă și îmi prezint concluziile. Și dacă vreți să fiți la curent cu review-urile mele viitoare, nu uitați să vă abonați la acest canal și să atingeți clopoțelul pentru notificări. Și astăzi am pentru review un whisky pur și simplu excelent. Insula Arran, o insulă, două distilerii, Lohranza și Lag. De pe această insulă unică, cunoscută sub numele de Scoția în miniatură, pentru că aici găsim toate peisajele Scoției, cu munți și câmpii joase, văi, lacuri și castele regale, inclusiv unul la Lohranza, vă aduc Arran de 10 ani, single malt scotch whisky de la distileria Lohranza. Acest single malt Isle of Arran de 10 ani a fost lansat inițial în 2006, înlocuit cu un nou design și o nouă rețetă în 2019, aflându-se chiar în inima gamei de whisky Isle of Arran. Și ce gamă grozavă au! Distileria are doar puțin peste 25 de ani, dar oferă o gamă largă de expresii, atât cu declarații de vârstă, cât și fără. Este foarte frumos prezentat în această sticlă de 700 de mililitri, cu o cutie de prezentare. Și este, după cum se spune, un whisky cu integritate. Este îmbuteliat la 46% volum alcoolic, la culoare naturală și fără filtrare la rece. Și exact asta vrem de la un single malt scotch whisky. Prețul este de aproximativ 35 de lire sterline pe sticla de 700 de mililitri. Preț excelent! Distileria nu menționează pe etichetă ce tip de butoaie sunt utilizate pentru maturare. Cu toate acestea, cred că sunt butoaie de ex-bourbon implicate aici. Hai să torn și în pahar. M-am bucurat încet, încet de această expresie în ultimele două săptămâni și acum sunt mai mult decât încântat să îmi împărtășesc impresiile cu voi. Culoare frumoasă, un auriu închis, culoare naturală, piciorușe uleioase și lungi. La miros. Este un whisky tânăr de 10 ani, foarte vibrant și plin de arome. Lămâie și vanilie împreună. Arome de fructe tropicale ce plutesc în pahar. Da, foarte frumos, foarte fructat. Ananas. Portocale, mai multă lămâie care se dezvoltă pe nas, plin de dulceață, miere, biscuiți dulci, orz dulce. Nu este deloc iute și alcoolul este foarte bine integrat și minunat de echilibrat. Fără fum.
Îmi place foarte mult acest miros pe care îl oferă. La gust, introducere foarte frumoasă, se simte destul de bogat și foarte complex pentru un whisky de 10 ani. Este proaspăt, cremos, fructat și dulce, lăsându-mi gura apă. Se dezvoltă tot felul de fructe, mere, portocale, banane și totul este foarte bine echilibrat cu o dulceață bună, miere și zahăr brun. La 46% volum alcoolic se simte bine, iar cea de-a doua gură aduce ceva picant, unele note de plante, cum ar fi iarbă proaspătă, ceva stejar, fără note amare și din nou fructe și vanilie. Da, foarte ușor de băut, dar nu pentru că este plăpân sau apos, ci pentru că pur și simplu se simte atât de bine în gură. Ca final, mediu spre lung, dulce și fructat și cu siguranță este un single malt de ținut minte. 9,3 din 10 ca notă. Notă de malt și își merită fiecare punct. Are un foarte bun raport calitate-preț și probabil unul dintre cel mai bun whisky pentru a introduce pe cineva în regiunea de whisky single malt. Încă o dată, tot respectul meu pentru această distilerie tânără. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Slangeva!